astăzi nu avem, suntem martori unui eveniment pe cât îl revelisă pe Gabi Stan, trăim o sărbătoare cu adevărat mare și noi când în dialogul nostru interioare și cele colective ne întrebăm despre cât de europeni suntem noi românii, când venim la o asemenea expoziție ne dăm seama că depășim europenitatea, pentru că prin asemenea acte de cultură arătăm ce posibilități au exponenții acestui neam atât de ultragiat și atât de necăjit. Întrebându-ne la Gabi Stan, pentru că antevorbitorul meu vorbea despre vanitatea pe care el o tratează și a cărei, dacă vreți, opoziție este smerenia. Smerenie pe care am văzut că o exploatează Gabi Stan la o manieră foarte subtilă. Pentru că dacă veți privi cu atenție lucrurile lui Gabi Stan, veți constata că există și o evocare a divinității, o întoarcere la credințe, la ubicuitatea unui Dumnezeu despre care știm că există, dar nu-l vedem. Și atunci el trebuie expus cumva prin prisma unei metafore, prin viziunea unei culori, prin diluția unei forme care se transpune în altceva. Dacă vreți, prin o formă a onirismului, unui pictor care lucrează cu cuvântul și pictează cu poezie, acolo unde ați văzut și noastră semiologia cuvintelor lui, se revarsă într-o semiologie a unor culori specifice, unor teme picturale absolut formidabile pe care Gabi Stan le are. Sigur că a avut predecesori după care s-a inspirat, am vorbit de perioada Daliana lui, care l-a amprentat foarte serios pe Gabi Stan. Deschiderile sale spre cultura picturală mondială este evidentă și, cum spunea și domnul Lungu, într-adevăr, pentru a putea să analizezi lucrările unui pictor, trebuie să ai o perspectivă istorică, pentru că factorul comparatist nu poți face decât dacă cunoști, dacă ai ce contrapune unei stări și unei viziuni. Pentru că se vorbise despre expoziția lui Gabi Stan de acum 2 ani, o expoziție atipică. Atipică de ce? Pentru că nu m-a anunțat-o nicăieri. Pentru că nici n-a venit satul, în fond. Am intrat întâmplător și am văzut că are tablouri noi pe pereți. M-am bucurat într-un fel că nu l-am găsit aici și în urma acelei vernisări făcute de mine personal, am îndrăznit să scriu câteva rânduri pe care am să vi le citesc și pe care constat că le pot folosi cu mare relevanță și acum. Deci ele se aplică foarte bine și acestui moment, pentru că este destul de greu să vorbești despre expoziție pe care o vezi pe moment, să o și comentezi, trebuie să o analizezi puțin, să o diseci. Și atunci mă folosesc de această variantă despre acest Omnia Simplicitas. Mijloc de octombrie anului 2016, la Galeriile Cronar din Brașov, în cel mai deplin anonimat, se află expuse aproape stingere o serie de lucrări de pictură sub semnătura maestrului Gabriel Stan. Ele fac parte din ultima generație de uleiuri ale artistului, în mare parte realizate și prin tehnica delicată a colajului, după buna manieră, nu vorbim de manierism aici, asupra realiștilor inspirați de Max Ernst, Giorgio de Chirico, Picasso, în urmă cu aproape 100 de ani. O întreagă pleiadă de admiratori a fi căzut în admirație în fața acestor lucrări, dar, din păcate, lăcașul expozițional se află golit de privitori din simplul motiv că artistul nu a cadă-dixit să comită normalul act al vernisării. Adică, telea, sub aspectul consemnării publice și mediatice, expoziția aceasta nici nu există. Deși la intrare cu un mare afiș scris negru pe alb, Gabriel Stan, expoziție de pictură Omnia Vanitas. Lipsa din afișa unei datări coerente, care să cuprindă intervalul de timp în care poate fi admirată opera picturală staniană, dar mai ales invocarea în titlu a noțiunii de vanitate, tocmai în antiteză cu anonimatul liber asumat al acțiunii, dau ca rezultat o stranie manifestare culturală în sensul cel mai bun cu putință. Te-ai fi așteptat să spună Gabriel Stan în fața acelei uși, oricum deschise a galeriei. Din teamă de a nu fi martorul unor gesturi encomiastice din partea vizitatorilor, să nu mă înfumurez, adică, nu v-am anunțat, dragii mei, să vernisați împreună cu mine expoziția aceasta și dacă niciunul din voi nu va ști că am expus acum, în această toamnă, paguba să fie doar a mea, fără urma niciunei sminteli, ceea ce până la urmă se dovedește a fi un câștig înzăcit
pentru tocmeala mea cu ispitele tainice ale smereniei autentice. Dincolo de ea, pentru cel pătruns complet întâmplător în fața simezei, te întâmpină universul fabulos al celor 24 de ureuri de pânză, asupra cărora reacția primă este una de stupoare. Dar bine, maestre, să nu ne anunți că e de gând să expui asemenea lucrări. În spatele cortinei, fumul său de pipă, zâmbetul jos sarcastic al pictorului, s-ar îmbrăca într-o tăcere ce te îmbie parcă să privești mai atent pânzele încărcate de semnificații. Adevărul e că te încearcă imediat oarecare tentativă de evadare, de ieșire completă din tiparul obișnuit al umanului, deseori nătâng și primitiv în observații. Un univers fabulos redat prin mijloacele artistice atinse de morbul genial al renascentiștilor, aduși prin mâna și talentul autorului până la ipostază atât de personală de a zgândări evocator pe mai marele său mentor Salvador Dalí, iată o combinație plastică cu adevărat fabuloasă, asupra căreia îi poți deveni victima în lipsa unor reverberații explicitate, respectiv unei dorințe de a prinde din urmă mesajul ascuns, cromatici frizând schizofreniile unei lumi paralele, dar vai cât de empatice. Eu dacă aș fi organizat această simeză, aș fi intitulat-o fără nicio îndoială simplu și concis, mega pictură, împrumutând această denumire de la una dintre lucrările expuse, o capodoperă cel mai pur sens al semioticii. Celelalte tablouri expuse întregesc acel univers unic al unei conceptualități estetice și ideatice specifice care fac să fie atât de inconfundabile lucrările lui Gabriel Stan. Prin această expoziție anonimizată voluntar, maestru Stan a atins o culme a creației sale prin îndrăzneala de a tulbura mirific spațiul unei sacralități, rezonând atât de subtil material cu cel de-al 12-lea simț, cel al iubirii de Dumnezeu. Citez. Să ții lumina speranței aprinsă mereu, indiferent ce se întâmplă, și să descoperi mereu că dacă ești puțin atent cu tine, nu se întâmplă lucruri indiferente sau neplăcute. Antrenarea simțului sacralității te va face să începi să rezonezi cu partea subtilă a vieții, închid citatul din În labirintul celor 12 simțuri, cartea aceluiași factor. Aici ne aflăm cu precizie în domeniul revelației subtile, inspirate de gestica generoasă a unui suprarealism temperat în semanticile iscodite de Gabriel Stan în cărțile sale, acolo unde scriitorul încearcă să se desprindă de pictor, când de fapt și unul și altul au același scop. Căutarea disperată a unei dumnezei rubicuie, exact cum am spus, prin mijlocirea fie a cuvântului, fie a imaginii, fie ambele împreunate precum două mâini lipite între andreța unei rugăciuni. Expoziția am degustat-o singur, autorul nefiind de față, după cum am spus, și recunosc că a fost mai plăcut pentru mine din decența de a nu produce exclamații auditive de față cu el, de parcă aș fi intuit că acest omnia vanitas e de fapt un anacolut propus ab initio de anfitrion, deși am simțit nevoie irepresibilă să-i comunic direct artistului această primă impresie. Și cu spațiul expozițional nu avea nici carte de impresii, m-am hotărât să-mi exprim sentimentele printr-un simplu SMS, redactat după primul impuls, la prima mână, fără nicio autocenzură. Acesta este textul pe care l-am expediat imediat ce am părăsit Cronartul, text pe care nu le tractez, mi-l asum cu toată responsabilitatea, în ciuda lucidității diminuate momentan, de splendoarea de care tocmai mă despărțise. Citesc din SMS. Maestre, mă înclin în fața ta, tocmai ți-am văzut capodoperele. Mă gândeam la un superlativ și crede-mă, nu-l găsesc. Mă tentez să te declar genial, cu atât mai mult cu cât hermeneutica ta devine tot mai serafică. E o căutare de dumnezeire cu o disperare translucidă și spun asta știind că numai talentul tău vecin cu nebunia în stare să aplaneze panica acestei căutări scăldate în sacrosant. Fenomenul de translucid la care făcusem apel ține aici nu atât de imagine cât de grija suferită pentru evitarea unui explicit care nu poate decât mistifica. Adevărul exprimat de tine are în el amestecul dogmatismului renascentist cu sfidarea supra-inteligentă a unui Dalí devenit androgin prin propria negare. Ai atins o culme artei tale și nu mă îndoiesc ca întregului ansamblu al artelor plastice, chiar și europene. Acesta a fost SMS-ul cu care am închis comentariul de atunci. Acesta este SMS-ul care închid comentariul și de acum. Rugându-vă să nu uitați că ați asistat la un eveniment cu adevărat memorabil pentru artele plastice românești și nu numai. Mulțumesc! Thank you.